Dacă așez câte 3 flori într-o vază, îmi rămân 2 flori. Dacă pun câte 7 flori în fiecare vază, rămân 2 vaze fără flori. Câte flori am cules și câte vaze am? Să scriem și noi datele problemei. Dacă așezăm câte 3 flori în fiecare vază, rămân, rest, spunem, 2 flori. Dacă așez câte 7 flori în fiecare vază, rămân de data aceasta 2 vaze goale. Acestea sunt datele cunoscute. Problema ne întreabă câte flori, dar și câte vaze. Observăm că și această problemă se compune din două situații distincte. Mai întâi, încerc să așez 3 flori în fiecare vază și constat că îmi rămân 2 flori. Situația nu convine și atunci voi încerca să așez câte 7 flori în fiecare vază, iar în cazul acesta rămân 2 vaze fără flori, 2 vaze goale. Și această problemă se rezolvă printr-o metodă de figurare a datelor, dar nu prin segmente. Încercăm să reprezentăm vasele printr-o liniuță, iar fiecare floare printr-o steluță. Iată, în prima vază am așezat 3 flori, în a doua vază am așezat 3 flori și așa mai departe. Nu știm câte vaze cu 3 flori vom avea și în ultima vază sunt tot 3 flori. Și ne spune problema că ne-au rămas 2 flori neașezate în vază. Voi încerca acum să așez câte 7 flori în fiecare vază și cum voi proceda? Păi lângă cele 3 flori din prima vază, voi mai aduce încă 4. Lângă cele 3 din a doua vază, voi mai aduce încă 4 și așa mai departe. În felul acesta însă îmi rămân 2 vaze goale. Haideți să încercăm să facem și noi operațiile corespunzătoare acestui mod de lucru pentru a calcula câte flori și câte vaze. Mai întâi să vedem câte flori mai trebuie aduse în fiecare vază. Sunt 3 flori, eu trebuie să am 7. Și atunci, din 7 minus 3 florile deja existente, am aflat că 4 flori adaug în fiecare vază. Dar de unde voi avea aceste flori pe care să le adaug în fiecare vază? Păi, în primul rând, este vorba despre cele 2 flori care mi-au rămas, nu sunt așezate nicăieri, și problema ne spune că vor rămâne 2 vaze goale, ceea ce înseamnă că din ultimele vaze eu voi lua câte 3 flori din fiecare și le voi așeza în primele, lângă celelalte. Și atunci voi redistribui, voi reașeza în a doua etapă cele 2 flori rămase plus florile din cele 2 vaze care îmi vor rămâne goale și care inițial au avut și ele 3 flori. Și atunci din cele 2 vaze voi lua 2 ori 3 flori pe care le așez în primele vaze. 2 ori 3, 6 plus 2, 8 flori. Redistribuim, să spunem, le așezăm în al doilea caz. Redistribuim. Și cum distribuim? Cum împărțim aceste 8 flori? Păi câte 4 în fiecare vază. Și atunci câte vaze voi completa cu încă 4 flori? Operația de împărțire. 8 împărțit la 4 este egal cu 2. Vaze vor avea 7 flori. Vom putea să calculăm acum câte vaze sunt în total. Iată, sunt 2 vaze cu 7 flori și mai sunt încă 2 vaze goale. Înseamnă că am 2 vaze cu flori plus 2 vaze goale, în total 4 vaze. Câte flori am cules? Păi, am 2 vaze cu câte 7 flori. Înseamnă că am cules 2 ori 7 egal 14 flori. Și am răspuns în felul acesta la cele două întrebări ale problemei. 14 flori și 4 vaze.